ar fi obligat să-și publice declarațiile de avere și interese pe site-ul instituțiilor în care activează. Cel puțin asta prevede un proiect de lege avizat astăzi de către guvern, al cărui autor este deputatul PD Iurie Bolboceanu. Potrivit documentului, jurnaliștii vor avea acces la aceste informații numai dacă le vor solicita de la CNI. Anterior, șeful Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, declara însă că CNI-ul nu reușește să proceseze toate datele prezentate de funcționari din cauza lipsei de personal. Amintim că averele miniștrilor, deputaților, procurorilor sau judecătorilor au servit deseori subiect de presă din cauza neconcordanțelor dintre averea declarată și cea reală. Jurnaliștii au scos însă la iveală casele de milioane și mașinile de lux ale mai marilor țării. Proiectul va deveni lege numai după ce va fi votat și de către Parlament.